nu mai se utilizează cuvântul comunism. Cum pot să vorbesc eu despre cazurile extreme atunci când în acel mediu nu mai se pronunță cuvântul comunism? E un cuvânt banit. Găsim tot soiul de subrefugii, gen național, ceaușin sau stalinist, sau, dar nu mai pronunțăm cuvântul comunism. State social. După aceea, ce vreau să vă mai spun. Ați adus în discuție, și asta e o problemă iarăși universală, grea a cercetării academice din România. Cum să faci știință în România, o facem, ce spunea și domnul profesor Pismănanu, dar cum să-ți valorifici după aceea rezultatele? Cum să-ți valorifici rezultatele? Pentru că de foarte multe ori am impresia, și eu sunt implicat într-un astfel de proiect, noi facem cercetare de fond, facem munca minerului, dar nu mai suntem capabili, metodologic vorbind, să mestecăm ceea ce facem pentru a da de mâncare celor din jurul nostru, în revistele academice occidentale. Am impresia că aici este o mare ruptură între ceea ce facem noi cu pasiune, cu lacrimi, cu eforturi foarte mari și nu știm să ambalăm pentru a vinde în Occident. Și foarte scurt, ce vreau să vă mai spun, cred că în metodologia cercetării comunismului ar trebui să începem cu mici pași concreți, gen. Să facem o enciclopedie a locurilor memoriale de comunismului. Să facem un mic manual, mă gândesc la seria galbenă, Polirom. Introducere în studiul memoriei. Pentru că altfel acest defazaj și decalaj memorial, prea mult, mă refer doar la Franța și partea francofonă, prea mult la ei, prea puțin la noi, va da naștere la interpretări care vor deveni la un moment dat și insolubile și la distanțe care vor fi foarte mari. Cred că trebuie să învățăm să vorbim aceeași limbă, dar acum aș vrea ca să răspund foarte mult. Aș vrea să leg două dimensiuni la statutul cercetătorilor din Estul Europei și la valorificarea rezultatelor. Sunt două chestiuni legate și sunt extrem de importante. Și din acest ciclu, mă bucur foarte mult că ați implicat această întrebare, pentru că este, de fapt, un corolariu la ceea ce am discutat mai devreme. Într-adevăr, noi ne aflăm nu atât într-o competiție, cât într-o diviziune intelectuală a muncii colegii noștri din Occident. Și întrebarea este, cum ne integrăm noi în această diviziune intelectuală a muncii? O să o spui și altfel, cum ne vindem produsele. Da? Și sau ce fel de produse trebuie să punem pe piață, astfel încât să fie cerere pentru produsele noastre acolo. Deci putem să reformulăm tema în vari forme, dar problema este aceeași. Noi suntem ăștia, de aici, avem un anumit angajament intelectual care creează anumite produse intelectuale și problema este că nu este foarte mare cerere sau cel puțin nu au conștiința că aceste produse sunt importante. Și din acest punct de vedere, noi avem un avantaj comparativ. Deci noi, ca în orice chestiune de economie, trebuie să ne gândim care este avantajul nostru comparativ. Ca să... Deci nu ne putem aștepta nici la mila, nici la interesul lor pur conceptual. Deci care este avantajul nostru comparativ vis-a-vis de un cercetător occidental? Și cred că avem, în Estul Europei, un imens, cel puțin actualele generații au un avantaj lucru, dar și generațiile care vor urma vor continua să aibă unul din aceste avantaje. Deci, este acest avantaj de a avea acces direct, nemijlocit, la baze de date. Și nu numai baze de date conceptuale, ci și la acea înțelegere internă a fenomenului, a experimentului comunist, cu tot ceea ce a semnat el în trecut și implicațiile pe care le are asupra zilele de astăzi și toate urmările. Deci este ceva în care occidentalii trebuie să investească 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ani în viața lor ca să ajungă la un nivel de înțelegere elementară cu care noi ne naștem. Și spre deosebire de, să zice, cineva din Finlanda sau din Belgia, noi avem acces la acest laborator istoric imens, cunoscând limba, putem să ne strecurăm foarte bine prin rețelele sociale, având acces și așa mai departe. Deci putem să generăm aceste produse. În consecința ceea ce spun, este că noi vorbim aceeași limbă,
Da, revin și acum vreau să vin exact în logica a ceea ce discutam. Cum putem să ne vedem chestiunea asta? Ne putem să vedem ce interesează pe ei în acest moment. Și să vă dau trei exemple. Există o dezbatere în acest moment, în Occident, legată de comportamentul uman în fața problemei raportului între muncă și leisure. Deci când o persoană se oprește din a mai fi interesat a muncii, atunci când este confruntat cu diferite, să zicem, impozite. Care este salariul de peste 2000? Da, da, să zicem. Sau să zicem, când impozite, salarii, stimulente non-materiale, legate de cultură organizațională și așa mai departe. Deci este o dezbatere foarte interesantă. Dom'le, cât poți să impozitezi un om? Cât poți să-l stimulezi într-o anumită direcție? Ori, dacă ne uităm în situația noastră, avem foarte multe lucruri, studii de caz, analize în organizațiile comuniste, în CAP-uri, în care putem să extragem foarte multe lucruri cu o contribuție interesantă, importantă și tot ceea ce trebuie să facem este să-i solegăm de dezbaterea lor de acolo. Și da, zice, voi discutați despre felul în care reacționează un occidental în sistemul instituțional occidental. Dar haideți să vă arătăm cum reacționa un țăran care nu are contextul intelectual, cultural și așa mai departe, în fața unui sistem de incentives economice, stimulente economice, materiale, non-materiale, ideologice și așa mai departe. Al doilea exemplu. Dezbatere foarte importantă în ultima vreme. Raportul dintre rolul ideilor în schimbare socială și instituțională. O temă eternă, dar în ultima vreme foarte importantă. De ce? Pentru că așa cum știți, științele sociale occidentale au avut ce se numește rational choice theory, o abordare a modelor raționale și atunci o dezbatere despre raportul dintre interesele materiale și rolul ideilor în structurile, în constituirea ordinii sociale, instituționale și așa mai departe. Păi noi avem aici și un laborator imens care avem o mulțime de ideologi care încearcă să structureze realitatea socială, deci ce problemă de istorie intelectuală aplicată. Deci tot ceea ce trebuie să facem este decât să facem un pas și spunem, a, discutați despre chestia asta și folosiți cazuri care, dar haideți să vă mai arătăm alte cazuri care sunt extrem de interesante. Sunt cazuri, dacă așa vă spuneam, cazuri extrem de multe. Și în sfârșit, în teoria, socială, acum există o dezbatere interesantă, poate chiar o locație de paradigmă, care pune din ce în ce mai accentul pe rolul accidentului, rolul aceași anumitor jocțiuni critice, critică în ceea ce sunt momente în care lucrurile se schimbă radical, fără motive structurale, spre deosebire de o știință socială care e bazată pe legi generale care se pot aplica în orice context, în orice societate și așa mai departe. Ceea ce vreau să spun este că dacă are loc astfel de dezbatere, putem să insertăm cazurile noastre legate de personalități, de decizii critice în evoluția sistemului comunist și să contribuim la această dezbatere legându-o de tema. Am dat trei exemple despre modul în care avantajul nostru comparativ poate să fie valorificat doar printr-un mic efort de a aplica la dezbaterile pe care care se desfășoară în Occident.